că Iisus. Avem astăzi o Evanghelie care încearcă să ne ajute să găsim cheia pentru rezolvarea problemei cele mai importante din ziua de astăzi. Aceea de a înțelege care este voia lui Dumnezeu într-o lume care se îndepărtează în mod accelerat de El. Într-o lume în care biserica este, să spunem, forțând un pic termenii, întrupată, trupul lui Hristos este în lume, nu ne-a scos în afara lumii, și atunci este evident că dacă același sânge îl împărtășești cu lumea, nu? Cetățenii lumii acesteia sunt cetățenii ai bisericii, atunci biserica este influențată enorm de curentele care mișcă această lume. Nu? Dacă lumea se îndepărtează de Dumnezeu, atunci biserica, vrând nevrând, trebuie cumva să ia o atitudine și să vadă cum se facă să nu se îndepărteze și ea. Biserica, făcând parte din lume, deși nu aparține lumii. Voi sunteți în lume, dar nu sunteți ai lumii. Și Iisus încearcă să dea de la bun început cheia, deși spune această cheie pe care eu vă dau este închisă într-un cufăr și nu o înțelegeți. Nu? Le spune să puneți în urechile voastre cuvintele acestea, adică să țineți minte bine, deși acum nu înțelegeți. Fiul omului urmează să fie dat în mâinile oamenilor, adică în mâinile lumii. Dar ei nu înțelegeau. Zice că era ascuns, nu pricepeau, era ascuns cuvântul acesta, dar Iisus le-a subliniat, atenție, aici este cheia. Noi știm, urmează să fie dat în mâinile lumii ca să facă cu el ceea ce lumea vrea să facă cu Dumnezeu. Să-l omoare, nu? Nu spune lumea de astăzi de la Nietzsche și Bultmann încoace că Dumnezeu a murit. Gata. Asta este marea noutate, singura mare știre din ultimii 100 de ani. Ei n-au înțeles despre ce este vorba. Și atunci, pentru că n-au înțeles, s-au dus la ceea ce au crezut ei că este cheia. Adică răspunsul la cine este mai important între ei. Cine este mai mare. Adică cine are puterea să ia cheia și să răspundă. Cine este numit de Iisus să răspundă la întrebarea legată de păstrarea Cuvântului lui Dumnezeu într-o lume, nu? Într-o accelerată apostazie. Și Iisus le răspunde și la această problemă. Ia un copil, nu? Și am văzut în Evanghelie, spune foarte, foarte exact, cunoscând gândul inimilor, a luat un copil și a spus, oricine va primi copilul acesta în numele meu, mă primește pe mine. Căci cine este mai mic între voi, acela este mai mare, acela e mai important. Nu? În biserică, așa spunea și Sfântul Pavel, toți suntem membre ale trupului lui Hristos. Unii suntem membre mai, cum să spun, mai puternice. Nu? Piciorul este mai jos decât mâna. Unul este mai de cinste, altul nu este așa de cinste, dar totul spune cu cât este mai cinste, este mai mic a unui membru, cu atât este mai apărat de celălalt membru, mai ocrotit. Acela este mai important pentru că toate membrele sunt importante. Nu? Asta vrea să spună Iisus. Dacă ne uităm în Evanghelia paralelă, la textul acesta din Luca, în capitolul 18 de la Matei, acolo Iisus, de unde Luca și își extrage acest pasaj, Iisus spune foarte limpede, vai de cei care pe acești copii mai mici ai mei îi scandalizează cineva. Mai bine ar fi să îi fie legată o piatră de moară de gât să fie aruncat în adâncul. Sigur că dacă scandalizezi unul puternic,
nu? Care e foarte versat în Scripturi, foarte versat în Magisterul Bisericii. Nu? Dacă îi spui lucruri scandalizante, care duce la să se scandalize tulbure, poate o să-și revină, că știe multe și cumva o să stea pe picioare. Dar dacă scandalizezi pe unul care nu știe multe, care știe puține, pe unul dintre aceștia mai mici, cine o să-l mai scape? Și avem situația aceasta, pe care tot discutăm, nu? De două, trei săptămâni, în care credincioșii cei mai, am zice, nu neapărat neînsemnați, neînsemnați în ochii celor care îi scandalizează, ajung să nu mai știe ce trebuie să facă. Acesta este, de fapt, până la urmă, un efect, un rod, de necontestat al ultimului sinod. Confuzie. Credincioșii nu mai știu, de fapt, biserica a spus bine până acum sau abia acum a fost inventată mila. Abia acum am descoperit adevărata milostivire a lui Dumnezeu. De cum se poate așa ceva? Am citit că sunt deja tineri care se duc la părinți și spun tata și mama, păi de 2-3 ani mă tot păcăliți că nu trebuie să mă duc să dorm, să mă mut la prietenul meu care tot insistă să mă mut. Înseamnă că dacă biserica, cum spune, că trebuie să găsim elemente de valoare și în aceste coabitări, fără căsătorie, atunci nu-i chiar așa de rău, nu-i chiar un păcat așa de mare. Atunci eu o să merg și de mâine o să dorm la el. Nu? Acestea sunt cazuri concrete, nu este teorie. Asta înseamnă să scandalizezi pe cei mai mici. Și Iisus asta vrea să ne arate. Nu contează cine este mai mare și la cine este puterea. Pe Dumnezeu îl interesează să se salveze fiecare. Orice om să se salveze și să nu induci înspre păcat pe cineva. Chiar și într-un mod, cum să zic, indirect. Biserica trebuie să fie cea care, atunci când vorbește despre un subiect, ori clarifică, ori tace, sau vorbește, sigur, se pot face dezbateri. Nu suntem de părere că să nu se facă dezbateri, să nu se mai discute nimic, noi le știm pe toate și s-a închis. Orice discuție. Nu! Sigur că știm ce ne-a revelat Hristos în Sfânta Scriptură, ce Biserica a stabilit ca fiind dogme, dar trebuie văzut dacă limbajul mai este înțeles astăzi în lumea pe care am spus că este, nu, în această situație de necredință. Și poate trebuie să încercăm să găsim un limbaj mai potrivit, dar niciodată un limbaj mai nepotrivit. Ori asta s-a întâmplat. Într-un fel putem și să înțelegem că este foarte, foarte dificil să vorbești lucruri clare unei lumi care nu acceptă că există lucruri clare. Nu? Relativismul prin asta se caracterizează. Prin negarea existenței unui singur adevăr pe care rațiunea umană îl poate descoperi și pune în cuvinte, în formule clare. Cu atât ești mai fundamentalist, am văzut mai nou că se spune mai fanatic, nu către noi, implicit către noi, către părinții sinodali care au apărat credința. Acum au ajuns că sunt fanatici. Pentru că au repetat ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea, pe care astăzi îl celebrăm ca sfânt, nu? Este ziua lui, acum 30 de ani, nu? A scris în Familiaris Consortium, foarte clar și limpede, care este identitatea familiei creștine, care este rolul ei în societate și în biserică, care este misiunea ei în lume și în biserică. Foarte clar și simplu. Celor mici, copiilor, celor pe care le-a luat Iisus și le-a pus în fața noastră, acești copii au nevoie de lucruri clare, nu de lucruri complicate și confuze. De un limbaj biblic, tradițional, clasic, simplu. Lucrurile neclare se discută între teologi, între experți, dar nu ieși cu ele în public și în presă. Nu? Că după aceea se întâmplă ceea ce s-a întâmplat. Nu? Asta este ceea ce noi trebuie să facem în următorul an. Anul ăsta așa ni s-a propus,
Să luăm toate aceste subiecte, toate aceste teme legate de familie, toate aceste subiecte controversate și vrem, nu vrem, trebuie să le discutăm. Plecând de la experiența concretă a cuplurilor aflate în situații irregulare. Dar le discutăm ca să le clarificăm. Nu putem să rămânem într-o situație confuză, pentru că ceilalți care anul viitor nu, vor propune din nou norme, inovații în biserică, vor veni cu idei foarte clare. Și atunci și noi trebuie să avem la fel idei foarte clare. Și de unde ne le căutăm? Păi întotdeauna, de unde și le-a găsit întotdeauna biserica? Din revelație. Dar dintr-o revelație interpretată, nu? Cu ajutorul Sfinților Părinți, cu ajutorul tradiției bisericii. Noi nu suntem sola Scriptura ca și protestanți. Nu? Nu fiecare își dă cu părerea cam ce-o fi spus oare Iisus. Nu, biserica deja a spus ceva pe aceste subiecte. Și atunci noi trebuie să știm magisterul bisericii, catehismul bisericii, familiaris consorțiu și plecând doar de la aceste documente să încercăm să clarificăm. Nu? Pentru că altfel ajungem la soluții heterodoxe. Și îmi pare rău să spun, dar și în ultimul document, punctele pe care, din fericire, și asta cred că este un mare har primit prin mijlocirea Sfântului Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, punctele heterodoxe au fost respinse, nu au primit două treimi. Și cred că acesta este și un semn de foarte mare speranță. Hristos conduce biserica, chiar dacă majoritatea episcopilor este într-un fel de balans și nesiguranță. Nu? Ni s-au publicat voturile și la voturi majoritatea, nu? Peste 60%, sunt pentru inovație. Dar totuși nu s-a putut lua o decizie împotriva adevărului și eu îmi exprim convingerea că nici nu se va lua. Pentru că noi, așa cum a spus Sfântul Părinte Papa Benedict, acum emerit, atunci când s-a retras, a spus foarte clar, biserica este a lui Hristos și Hristos o conduce. Și deci trebuie să avem foarte mare încredere. Dar asta înseamnă să-L lăsăm să conducă. Cum? Păi conduce prin oameni, conduce prin cei care își asumă învățătura Lui. Și atunci trebuie să o cunoaștem exact așa cum este ea și noi să ne schimbăm în funcție de această învățătură, nu să schimbăm noi învățătura în funcție de ceea ce noi gândim sau alții ar dori ca noi să gândim. Amin.